Încă din anul 2006, Partida Romilor a încheiat parteneriate cu toate inspectoratele școlare județene. De atunci, an de an, această formațiune, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene, cu implicarea permanentă a inspectorilor școlari pentru minorități, a profesorilor de istoria și tradițiile romilor, cu sprijinul real al meditatorilor școlari, sanitari și ai liderilor asociației din plan local și județean, prin activitățile specifice campaniei SOS Copiii Romi, a reușit să sprijine 10.000 de copii și elevi romi din toată țara. Rugămintea mea pentru toți profesorii, diriginți și mai ales directorii de școli, să ne spunem clar elevilor de etnie romă și mai ales părinților care sunt etapele de acum încolo. Până pe 3 iulie, fiecare copil de etnie romă se va înscrie la școala la care a încheiat cursurile gimnaziale. Deci de unde aparține cel de la Bughea la Bughea, cel de la numărul 3 din oraș la numărul 3, acolo se vor înscrie online. Domnii diriginți, domnul director și doamnele secretare de la școală știu ce acte ne trebuiesc, au primit deja broșura, au primit de la noi recomandarea cu declarație pe propria răspundere că sunt părinții, unul cel puțin unul dintre ei sunt de etnie romă. Dosarul odată întocmit va fi trimis online la Inspectoratul Județean de Învățământ. Să sperăm că s-ar putea să facem o ședință, dar cu o participare mult mai redusă, în momentul în care ședința publică în care va avea loc repartizarea clară funcție de mediile pe care le-au obținut cumulat, media de la capacitate și cu media de absolvire 5-8. Dacă nu vom reuși să facem această ședință publică, se va ține online. În județul nostru sunt destinate copiilor de etnie 140 de locuri, dintre care 24 la licee și 26 la școlile profesionale. Am încercat ca să nu mai avem discuții și ca toată lumea să aducă la cunoștința fiecărui părinte. Domnilor, prin intermediul dumneavoastră transmit acest fapt. L-am lăsat pe el, pe părinte și pe elev, să gândească, domne, am nevoie de această recomandare sau nu am? În alte dăți, în alți ani, când eram eu la început, îi așteptam să vină la noi. Și veneau, mulți nu știau. Acum, încă o dată, le mulțumesc sincer, directorul de școală care ne-au spus la dispoziție, spațiu în afara exteriorului școlii. Deci în exteriorul școlii. O măsuță, n-am avut nevoie mai mult. Am avut distanțare, părintele, copil, buletinul în mână și certificatul de naștere al copilului. Am dat această sută de recomandări, fiindcă comunitățile noastre sunt foarte mari. Locurile sunt 140 la nivelul județului. Deci e clar că o să fie o competiție. Deci în Mușcel avem 26 la licee și avem 24 la profesională. La universitate avem, la Argeș avem 17 la Universitatea din Pitești. An de an, la liceele din Câmpul Lung, școlile profesionale și Universitatea din Pitești, locurile s-au completat cu 90% cu copiii din Mușcel. Liderul Partidei Romilor din Câmpul Lung are o mare dezamăgire față de elevii ajuns la licee bune care abandonează școala și susține că legile pentru cei care determină astfel de acțiuni ar trebui să fie mai aspre. Față de alții ani, nu multe. Dar, din păcate, mi-au abandonat unde mă așteptam mai puțin și, pe bună dreptate, conducerea liceului mi-au reproșat într-un mod elegant la Carol, la învățătoare și eu îmi fac multe procese de conștiință și zic, omul aici, fetița aia este învățătoare. Ea trebuie să formeze la rândul lor, nu copii, pentru societate. Dar dacă tu în clasa 10-a te măriți, e clar că și-am avut în aproape acum 2 ani, au abandonat, și anul trecut a abandonat o fată. Aici nu n-am reușit să ne punem niciodată de acord și ambițiile mele s-au lovit așa cam d-un zid, cam d-un perete, în ceea ce privește legea să-și facă datoria și să-i sancționeze pe cei care corup minori. Fiindcă fata aia, dacă are 14 ani și el are 19 ani, niciodată n-am auzit să se ia măsuri drastice.
adică e corp minor, omul se duce la pușcărie, fata aia, reușim poate să o reabilităm și cu siguranță o reabilităm cu psiholog, cu școală. Școala are, de adevăr, la instrumente la îndemână ca să poată să remedieze și starea psihică a unui copil. Dar legea, cred eu, că e prea dulce și eu sunt și am fost întotdeauna să fie spiritul legii și el să domine. Principalele obiective și activități ale campaniei Școala o șansă pentru copiii romi sunt creșterea participării școlare a copiilor și elevilor de etnie romă din țară la toate nivelurile de învățământ, identificarea reală a problemelor educaționale ale copiilor și elevilor romi, identificarea unor soluții pentru participarea elevilor de etnie romă la activitățile de învățământ organizate în mediul online, desfășurarea unor activități de informare, consiliere și orientare școlară pentru elevii de etnie romă din clasele a 8-a și a 12-a, în vederea accesării și ocupării locurilor speciale alocate lor în învățământul preuniversitar și în cel superior. Informarea părinților și a elevilor de etnie romă despre calendarul admiterii în învățământul liceal și profesional de stat, eliberarea recomandărilor de apartenență la etnia romă, inclusiv online, elevilor romi care solicită să candideze pe locurile speciale potrivit legislației în vigoare, cu respectarea procedurii interne și a statutului asociației. Identificarea copiilor, tinerilor și adulților de etnie romă care au depășit vârsta legală de înscriere în sistemul de învățământ sau care au întrerupt parcursul educațional, în vederea înscrierilor în programe de recuperare școlară de tip șansa a doua. Informarea și consilierea părinților de etnie romă cu privire la înscrierea copiilor de etnie romă la grădiniță și în clasa pregătitoare. Monitorizarea participării școlare a elevilor romi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional. Prevenirea abandonului școlar, combaterea rasismului, discriminării și segregării școlare în unitățile de învățământ, identificarea, formarea și încadrarea de noi mediatori școlari la nivelul unităților de învățământ din comunitățile de romi din țară, identificarea și încadrarea de inspectori școlari pentru problemele educaționale ale elevilor romi la nivelul tuturor inspectoratelor școlare.